Cum? Pentru că în platou a venit Luiza Bucur. Bună dimineața! Bună, Luiza! Rază de soare, ce faci? Tu n-ar trebui să fii geloasă că eu nu te înșel cu niciun alt instructor de fitness. Nici nu fac nimic altceva, nu fac exerciții nici acasă. Am fost în viața mea geloasă și nu-mi doresc să fiu geloasă. Dacă e dragoste, e. Dacă nu e, nu e. Facem. Ce rost are gelozia? Da, perfect. Hai. Ce facem astăzi? Uite, aici suntem. Lucrăm așa. Subție, zi. Subție în fesiere. Ei, cum să subțiem? Doamne ferește, niciodată subțiem nu. Cum să-ți dorești să subțiezi fesierii? Trebuie să-ți dorești să nu-i subțiezi. Să nu-i subțiezi, nu? Nu. Talia, ce subțiem? Fesierii se bombează, se fac sus și tari și mari, coapsele se subțiază. Piciorușe subțiri, tonifiate frumoase. Bine. Pentru a tonifia coapsele am nevoie așa, să nu am aripioară aici, gălușcuță, da? Curba aceea, să nu am depuneri pe aici, să nu am musculatura foarte, foarte bombată, tonifiată pe coapsă și, evident, să nu am celulită pe partea posterioară a coapsei. Și uite, așa avem un picioruș lung și frumos. Păi nu, asta vrei să zici, dar eu dacă le am, de exemplu, dacă aș fi un caz... Am concluzionat asta, am spus în pauză, vorbeam cu Bogdan și a zis, uite ce picioare lungi și frumoase are. Dar noi facem acasă, pentru cei de acasă acum. Bine. Da? Cel mai la îndemână exercițiu pentru a scăpa de aceste aripioare este acesta. Echierul, cum ar putea cu mâinile sprijinite de o comodă, pe o comodă, pe spătarul unui scaun, pe bara de balet, cu talpa în flexie, cu trunchiul drept, cu abdomenul tras. În flexie, parcă era cu cărcâiul împins, împingi în cărcâi, exact. Asta înseamnă în flexie. Uite, vezi, deja suntem bine. Stau așa și fac 3 serii, câte 50-100 de repetări, de 3 ori pe săptămână, de 4 ori, de 5 ori pe săptămână, până se duce tot de aici. Un lucru am învățat și eu în 4-5 luni, am învățat ce aia flexie. Dar și extensie ce? Invers, împingi în vârf. Nu e, la păr. Aia știu eu. Aia când... Extensia e când îți pui cu niște clipsuri aici. Clipsurile prinzi de aici, da, și se lungește părul. Fii atent cum facem acum. Să văd dacă ai înțeles. Vârf în extensie. Păi cel din exterior, puiul meu. Da. Aha. Revin, talpă în flexie. Ah. În vârf întins, talpă în flexie. Vârf întins. Wow. Hai să zic ce face senzație. Asta. Face febră musculară la talpă. Nu. Îți face glezne frumoase, că lucrăm acolo și gleznele și se activează circulația, dar nu asta e ideea. Ideea este să subțiezi aici în față, să am aspectul ăla lung, de musculatură lungă, frumoasă și să scapi de aripioară. Deci încercați neapărat exercițiul ăsta acasă, dar aici trebuie să faci neapărat extensie, aici să duci piciorul așa cât mai mult. Ca la balet. Ca la balet. Așa. Și aici când vii, împingi în cărcâi. Și lateral. Mamă, ce senzație! Mă bucur că îți place, sunt foarte fericită. Asta este magia sportului. Asta este. Fii atent aici. Uite, și asta este foarte, foarte, foarte bun pentru a scăpa de aripioare. Amândoi, ușor, da? Vezi că ești un picuț chinuit, dar vin acum la tine. Acum vin la tine. Este un fel de... se numea Mawashi Geri. Deci, eu făceam arte marțiale. Sunt cu genunchiul la nivelul șoldului, da? Ok, ăsta e genunchiul, ăsta e șoldul, ăsta e spatele și e drept. Ridică aici. Și acum împingi. Hai, pui, împingi în călcâi cu talpa în flexie și du-l la umăr, du-l la umăr, du-l la umăr. Așa. Uite, aici mă interesează bucățica asta. Foarte bine. Ha? Mamă, dacă puteți să faceți asta, trimiteți-mi și mie filmulețe. Dar nu da cu copita. Uită-te încă o dată. Ia uite aici. Întins, umăr, întins, umăr, întins, umăr. E complicat să-l aduce aici. Ți-a ieșit? Ți-a ieșit? Bravo, puiul! Stop! Minunat! Hai și pe saltea! Asta e greu de spus. Hai și pe saltea! Ce-ai făcut? Bravo, crispy chicken! Oh. Crispy chicken! Ia uite! Uite aici stau. Bine, el de fapt e... pe coate, auzi? Cu genunchi întinși. El e mai mult crispy. El e mai mult sportivul pește prăjit. Dar dacă Luiza îi zice puiul, cine suntem noi să ne dăm? Te doare spatele? Un pic, așa parcă mă doare. Dacă te doare spatele, te așezi culcat cu totul pe spate, cu mâinile sub regiunea lombară. Știi că la asta ți-am spus eu că lucrează și abdomenul inferior. Ia și ridic acum picioarele, genunchi întinși, vârfurile întinse, așa, forfecare, așa, așa, perfect, perfect. Și asta, la fel, îmi alungește forma mușchiului pe partea anterioară a coapsei, bine? Ia auzi, Bogdan, dacă te apuci de exercițiul ăsta, ai 1,75 când te apuci și 1,80 când te ridici. Băi, aș încerca. Îți lungește picioarele, mă. Stop! Bun. Ui. Încă două mai am. Mai poți? Da, mă, ce forță. Hai, hai pe parte. Păi am de ales. Uite-te, fii atent ce frumos îl fac pe ăsta. Sus, sus, jos, jos. Poți să mă ajut de mână. Sus. Sus, jos, Jos. Deci, sus, îl prind cu mâna. El aici n-a înțeles, deci cum ai zis? Apropie, coboară și coboară. E, ce vreau? Sus, jos. Deci azi e teză, vă zic, mi-a dat ca la teză. Fii atent aici, două greșeli. 1. Cotul este fix sub umăr, degetele sunt relaxate, spatele este drept, iar vârfurile picioarelor sunt întinse. Sus, sus, jos, jos. Ți-a dat teză și ai luat 4. Da. A corectat, hai, sus, sus, mă, dar jos, jos, sincer, am uitat să mai pomenim de ele. Hai încă unul și... Ultimul, cel mai bun, cel mai bun pentru a scăpa de aripioare, da? Și pentru a lucra și partea internă, ăsta. Forfecările cu bucățica asta frecată de covor, de saltea, ok? Vârf întins de balerină, spate drept. Așa, bravo, 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 cât 100 de repetări, 3 serii în fiecare zi. Uite, mami, fac forfecări. Bravo, minunat, bravo. Îți mulțumesc foarte mult, Luiza. Vrei să știi ce facem mâine? Sunt super curioasă. Mâine vreau să ne distrăm, să știi. Mâine vreau să lucrăm. Dar pe... ce nu ne-am distrat în fiecare zi? Ba da, dar câteodată ne distrăm mai mult. Că eu mă chinui sau ceva? Mâine vreau să lucrăm pe bossul. Ah, Doamne, ce dor mi-era de bossul. Ai văzut? Ai văzut? Da. După teza de astăzi merit și o distracție. Merit. Mulțumim frumos, Luiza Bucur.